Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa de mâinile tale, ție la ora și noi la Dumnezeu, și de folosul nostru și pentru a vedea. Dumnezeule Atotputernic, primește aceste daruri pe care ți le aducem cu venerație și privind la Hristos, preot și totodată victimă, ajută-mă pe mine care am devenit părtaș al preoției sale, să mă ofer ca jertfă spirituală veșnic plăcută ție, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu urmă. Sus inimile. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept, de cuvinte și mântuitor lucru este, să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Fiul iubirii tale, Iisus Hristos. Căci la cina cea de taină, împreună cu apostolii, voință perpetueze în viață jertfa crucii mântuitoare, s-a oferit ție, ca miel fără pată, jertfă bineplăcută a laudei desăvârșite. Hrănindu-i cu această taină, vrednică de închinare, tu îi sfințești pe credincioșii tăi, pentru ca neamul omenesc care trăiește pe acest pământ să fie luminat de aceeași credință și să fie unit de aceeași iubire. Iar noi ne apropiem de masa tainei minunate, pentru ca prin revărsarea harului tău negrăit să fim tot mai asemenea cu chipul măririi tale. De aceea,
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă săvârșim aceste taine. Căci El, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acestea toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt se face din noi împrenos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Augustin, cu Sfânta Tereza a Pruncului Iisus și cu toți Sfinții, prin natură mijlocire, sperăm să fim totdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta, peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Ioan Paul al II-lea, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul ce ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de acoruri de mărirea Ta, împreună cu ei prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele.
cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, să ne adresăm lui Dumnezeu cu aceste cuvinte pe care Iisus însuși ni le-a lăsat. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci aceea Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dori pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Domnului. În prezența Marelui și Veșnicului Preot Hristos și în dragostea Duhului Sfânt, împărtășind bucuria Părintelui Primițian și a părinților lui, dăruiți-vă pace! Pacea ta, pacea ta, pacea ta, să ne doamne, pacea de la oameni, să ne doamne, pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Thank you.
să ne rugăm. După ce m-am întărit cu pâinea cerească și am băut cu bucurie din potirul noului legământ, ajută-mă, Părinte Sfânt, să te slujesc cu credință statornică și să-mi jertfesc viața cu tărie și devotament pentru mântuirea oamenilor. Prin Hristos, Domnul nostru. Despre bucuria pe care le-a făcut-o Domnul, nu numai familiei noastre, ci la toată comunitatea noastră. Au trecut ani de zile de când așteptăm acest eveniment și iată că astăzi am participat cu toții la celebrarea primei sfinte liturghii a părintelui Lucian în satul său natal. A fost voia Domnului ca din familia noastră să iasă un slujitor al său. Părinții s-au rugat mult pentru el, la fel și noi, frații, și astfel am fost în comuniune cu el, chiar dacă a studiat atât de departe de noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru marea bucurie și îi dorim din suflet lui părintele Lucian ca Dumnezeu să-l ocrotească și să predice cuvântul Domnului până la capătul vieții. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să-l susținem cu toții prin rugăciune ca misiunea lui să fie împlinită până la capăt. Vă mulțumesc! Credincioșii formează o preoție sfântă. Uniți cu cei din ceruri, pe Domnul slavă-l cântă. Dar tot Domnul voita să aleagă dintre oameni pe cei mai buni și vrednici, mai iubitoare inimi, și această voce sfântă și tainică chemare se aude într-o căscioară din acest sat Schineni. Dar din cei mulți de acolo, doar unul o aude. E un copil cu minte pe nume Lucia. Părinte Lucian, e un copil cu minte pe nume Lucian. Părinte Lucian, bine ați venit! Astăzi, în parohia Sfânta Tereza Saschine, este mare sărbătoare. O chemare spre Domnul. Da, ai fost chemat la Domnul și trimisul lui, ca prin mâna ta sfântă și prin glasul tău plăpând, să îndrumezi pe oameni pe calea cea sfântă. Tu ești preot în veci. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul. Și ce cale minunată și-a ales tânărul Lucian, care se întreba în copilărie pe ce drum al vieții să apuce. Desigur, părinții v-au dat acest nume Lucian, gândind toată explicația latinească ce urma să însemne lumină de la lucere, lucius, care ne amintește cuvântul lui Hristos. Eu sunt lumina lui. Poruncă! Așa să lumineze lumina Sfinției voastre înaintea oamenilor, încât văzând faptele bune să dea laudă lui Dumnezeu. Nu te vei teme de spainele nopții și de săgeata care zboară la lumina zilei. Nu te vei teme de nimic pentru că ai ales pe Iisus, ai ales de fapt adevărul și ai găsit plinătatea vechii și supremul ei. Spre acest scop sublim, te-au îndrumat părinții crescând într-o familie numeroasă, urmând patul lor, astfel, la catedră, s-a mai aprins o stea, a steaua lui Hristos. Mama a plecat cu migală, cu pasiune spre cele mai tinere vlăstare și tot mai mult am plămădit și format caractere și suflete. Tânărul vlăstar, Lucia, a crescut sub ochii mei ca elev, dovedit calități deosebite. Copilul ambițios, inteligent, talentat și perseverent, a terminat printre primii ani de ani cu rezultate deosebite. A urmat liceul ca apoi să profeseze ca învățător, unde a dovedit corectitudine, pricepere, dragoste și pentru tot ce este în jurul lui. Roadele muncii se văd, devenind preot, învățătorul tuturor și al meu. Minunat cuvânt! Care mamă nu-și dorește ca fiul ei îmbrăcat în haine sfinte să-și ridice în fața mulțimii mâinile spre cer, oferind Tatălui Ceresc pe fiul său în sfânta ostie? Care creatură de pe pământ are privilegiul de a ține mâinile sale pe însuși fiul lui Dumnezeu? Acesta este preot.
preotul, un om între cei mulți, prețuit de oameni și iubit de Dumnezeu, cel care a spus odată pentru totdeauna: iată, vin, Doamne, să fac voia Ta. Cedeață-l așteaptă pe tânărul părinte Lucian, care și-a consacrat totul slujirii Domnului. Este viața stăpânului său, căci ucenicul nu poate fi mai mare decât stăpânul său, dar îl urmează în toate pe Domnul. Iisus pe pământ a avut parte de elogii, foarte puțin. A dus o viață de rege, a fost slujit, s-a îmbrăcat în haine moi. Nu, căci venise să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Aceasta este viața preotului care îl urmează pe Domnul său. Răsplata părintelui Lucian va fi mulțumirea celor mulți, bucuria celor păstoriți. Vor veni zile când veți fi obosit și descurajat, când drumul va fi plin de piedici, urcușul anevoios și crucea datoriilor.